Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Teodora Antonescu, bine v-am găsit la Telejurnal. Rezultate surprinzătoare la simularea probelor de la examenul de evaluare națională. Elevii claselor a 8-a au obținut cele mai bune note din 2016 până acum. Asta în ciuda faptului că mare parte dintre orele pe care le-au făcut în ultimul an au fost online din cauza pandemiei. Să vedem acum și alte titluri ale ediției. În cele mai frumoase parcuri ale capitalei Cismigiu și Herăstrău, zac de câteva zile tone de gunoi neridicate. Sunt adevărate focare de infecție în zone în care oamenii vin să se relaxeze și să iau gură de aer curat. Garda de mediu a găsit deja vinovatul, administrația lacuri, parcuri și agrement din subordinea primăriei generale, care urmează să fie amendată. Prințul Filip, soțul reginei Elisabeta a II-a regatului unit, a fost condus pe ultimul drum. La întreaga ceremonie, desfășurată într-un impecabil stil britanic, au luat parte suverana și membrii ai familiei regale. Avertisment dur al liderului PNL către miniștrii care lansează atacuri la adresa premierului Florin Cîțu. Trebuie să-și scrie mai întâi demisia, spune Orban, care subliniază că între PNL, USR Plus, UDMR și grupul minorităților nu este o competiție, ci o înțelegere pentru guvernarea țării. Declarația vine după ce în ultimele zile mai mulți miniștri USR Plus l-au criticat pe șeful executivului pentru demiterea ministrului sănătății Vlad Voiculescu. Avertismentul lansat de fostul ministru Vlad Voiculescu privind posibile nereguli în raportarea deceselor COVID a generat contradicții la vârful guvernului între premierul Florin Cîțu și vicepremierul Dan Barna. Surse din INSP susțin că acuzațiile fostului ministru nu au nicio bază, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale precizează că a creat aplicațiile folosite de autoritățile medicale pentru raportările oficiale și explică faptul că datele privind decesele nu pot fi modificate. Adeverința de vaccinare, rezultatul negativ la testele COVID sau dovada trecerii prin boală ar putea să ne asigure accesul în sălile de teatru, de operă sau în cinematografe de la 1 iunie. Este unul dintre scenariile pe care autoritățile le iau în calcul pentru reluarea activităților culturale din această vară. Însă cel mai probabil festivalurile vor putea fi organizate abia din august și numai dacă vaccinarea își va atinge țintele. Un pui de urs a fost filmat aseară plimbându-se printre blocuri în cartierul Tractorul din Brașov. Mai mulți oameni au sunat la 112 ca să semnaleze prezența animalului. Autoritățile au dat un mesaj ro-alert prin care îi avertizau pe cei din zonă că un urs se plimbă în voie prin cartier și poate fi periculos. O nouă tranșă de vaccinuri oferite de România Republicii Moldova a plecat deja spre Chișinău. Convoiul cu cele peste 100.000 de doze de ser anticovid este așteptat să ajungă la frontieră chiar la această... Vadim, îți mulțumesc. Românii și-au adaptat preferințele pentru vacanța de Paște în funcție de restricțiile din această perioadă. Așa că anul acesta turiștii caută destinații pitorești, dar mai puțin cunoscute pentru a evita aglomerația. Iar mulți au găsit exact ce căutau pe Valea Bistriței, nu departe de Vatra Dornei. Crește încrederea instituțiilor internaționale și a investitorilor străini în economia României. Dovada, agenția de rating Standard & Poor's a îmbunătățit perspectiva de rating a țării noastre de la negativ la stabil. Este un semnal care ar trebui să aducă dobânzi mai mici la împrumuturi, într-un moment în care guvernul se împrumută masiv ca să acopere cheltuielile în creștere. Copiii mai mici de 3 ani ar putea fi scutiți de la plata întreținerii. Decizia a fost luată în Senat, care a modificat legea actuală, ce lasă loc la interpretări diferite. Nu toți cei care locuiesc în blocuri sunt de acord cu această modificare și spun că ar fi trebuit să se țină cont și de alte criterii, ca de exemplu veniturile familiei. Sute de motocicliști s-au strâns la Oradea pentru a deschide sezonul Moto 2021, al cărui mesaj a fost respect în trafic. După un an cu interdicții, pasionații de motoare au răspuns în număr mare invitației organizatorilor. A fost nevoie de respectarea măsurilor de protecție, astfel că au fost organizate mai multe puncte de întâlnire. Mâine în vestul, sud-vestul și centrul țării, vremea va fi în general închisă și rece pentru această dată. Temporar va ploua. Detalii imediat. Atât pentru astăzi, noi ne revedem mâine, aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi. O seară liniștită, numai bine!